Pe postul de fundaș central de Nicolae Stanciu, care i-a lăsat locul de pe dreapta lui Cezar Zanfir. Câștigă acest Marinescu, o minge pe la spatea lui Pancu. Nu degeaba îi se spune Ronaldo, iată însă acum Toade la alergă, Toade la ginaita lui Bogdan Lobonț și merge în spate, este gol pentru Petrolo. O acțiune splendidă a lui Toader, undeva la 30 de metri de poartă echipei rapidiste, este 1-0 pentru Petrolul Ploiești în minutul 18 al partidei. Autorul golului, numărul 9 al echipei Petrolul Ploiești, Adrian Toader. Iată reluarea, el a reușit să ajungă în fața lui Bogdan Lobonț la această minge și a trimis cu siguranță de la distanță, iată-l pe Adrian Toader. Sare Cezar Zanfir, au câștigat petroliștii, iată-l pe Toader, Toader combină cu Baștină, Baștină și da lui Baștină, însă prins. Denis Lucru se pregătește centrare în care un creștean respinge Rădulescu. Iftodi. Marinescu minge pe jos pentru Pancu, dar din nou Mogoșanu, însă trimite lui Lupu. Lupu cearcă un șut pe jos. Palia a făcut semn lui Matei să nu cumva să mai scoată vreo vorbă, pentru că are deja cartonaș galben. Acum îl dă Rășanu, întoarce de două ori pe Enci și pe Nanu. A trimis însă apoi puțin peste poartă. Balonul a fost și deviat. Lovitură de colț pentru Petrolul în minutul 45 al partidei. Stadionul este, publicul este în picioare aici pe stadionul Ilie Oană. Lovitura de colț se pregătește la pauză. A împlinit miercuri 27 de ani. A evoluat în 15 meciuri în acest sezon. În 6 a fost schimbat, în alte 7 a intrat după pauză. Lovitura liberă o va executa probabil Dănuț Lupu, un zid format din 3 jucători. Se cere distanța de 9 metri și 15 centimetri. Alexandru Pal în disperare cere ca Pancu să fie ținut pe colțul lung. Iată acum se va relua lovitura, pentru că Sorin Corpodean nu este de acord cu această lovitură liberă executată prea repede de jucătorii rapidiști. Ei ștenii cer și un cartonaș galben pentru acest lucru. Din nou, Alexandru Pal cere marcarea lui Pancu undeva la colțul opus de 6 metri. Este Iftodi acolo. Iftodi trimite direct spre poartă, bală de via și este gol! Este 1-1 pentru că Daniel Iftodi a executat această lovitură liberă care pentru ploieșteni s-a... Un gol însă care aduce tabela la 1-1, să vedem. Cristi Vlad a încercat să-l surprindă pe Lobonț, un șut de la mare distanță, însă golkeeperul rapidist, după ce în prima instanță a ezitat, a reușit să prindă balonul. Aveți reluarea șutului trimis de Cristi Vlad prin surprindere, a avut un moment de ezitare, Bogdan Lobonț a fost însă pe minge. Iftodi, la 30 de metri de poartă adversă, încearcă să intre în combinație cu Marinescu, deposedat acolo de Mogoșanu, balonul se află la Nanu, un dribling scurt, centrare, pasă pentru Pancu și milimetric pe lângă poartă, un șut încet al lui Pancu, dar prin surprindere a surprins apărarea ploieșteană și pe golkeeperul Rădulescu. Atei până la Lupu, Lupu, o pasă bună pentru Marinescu, șut Marinescu, respinge Rădulescu, frumoasă acțiune giuleșteană. Marinescu a șutat din interiorul careului de 16 metri și Mudică îi reproșează că nu i-a pasat, se afla în poziție foarte bună. Iată reluarea acestei faze cu Marinescu și într-adevăr și Mudică era liber. Bună intervenția și a golkeeperului Rădulescu. A trecut și pe la Chiriță, mingea a ajuns la Măldărășanu, din nou trecerea lui Măldărășanu. Centrare foarte bună lui Măldărășanu, este Cristi Vlad, execuția a făcut ca absolut toți suporterii ploieșteni să ducă mâna la cap.